Bună ziua! Sunteți la nuntă, că de asta m-am îmbrăcat așa ca generică? Nu, sunteți la starea impostorilor cu mine Valeriu Nicolae. Azi vorbim de alte minuni, minunile de la Craiova. Eliza Peța Ștefănescu nu are statuie și nu e deloc normal. Este o minune oltenească. Se întâmplă ca tatăl domniei sale să fie mare lider sindical la Craiova cu simpatii pesediste, cum e și normal că și PSD-ul conduce Oltenia dintotdeauna. Liderul sindical cel minunat a primit o mulțime de sinecuri, numiri în Consilii de Administrație foarte importante pentru administrarea cinstită a banului public în buzunarele cui trebuie. În 2014, el și fica sa erau în numai puțin de șapte Consilii de Administrație, numiri făcute de PSD. Deci, pe scurt, un om independent care se luptă cu dușmanii, elitele politice care ne conduc, din interior, pupându-i în dos dar să revenim la FISA. Eliza termină horticultura în 2007 și uite așa, fără nicio legătură cu tatăl ei, este angajată consultantă, cel mai probabil pe aranjamente florale și biodiversitate, la cabinetul parlamentar al Olguței Vasilescu, cum e și normal. În timp ce ea este la București cu Olguța, studiază ceva ciudat rău, cel mai probabil un master la Craiova, în economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză, pe care ea o vorbește ca o cizmă sau cum vorbește Olguța frangleză aia cu marș tramvai. Ca orice horticultor economist, cu experiență zero în orice, în afara consilierii Olguței, devine expert în învățământ, persoane vârstnice, domeniu public și fond locativ, Apă și salubritate în doar trei ani de zile. Genie mă, genie! Este consiliera lui Olguța la primărie până în 2015, când la 30 de ani devine direct director general la Salubritate Craiova. Uite, de asta bubuia salubritatea la Craiova, că Olguța a angajat numai competente. La 32 de ani, fata, lui tata, horticultoare, economistă, fără o zi de experiență profesională, care a ajuns director general la salubritate, devine deputat. În Parlament este vicepreședinte de comitet director și în alte trei comisii, inclusiv la drepturile omului. Are o singură declarație filmată, penibilă, iar activitatea ei în Parlament este ridicolă. Ce este onoare, patriotism, meritocrație, PSD? În ultimul mandat a vorbit în plen 29 de secunde, adică sub 10 secunde pe an. Până aici totul pare cumva normal, că standardele clasei politice ale noastre sunt la nivel de limax sau oxiuri. Dar stați că nu ne-am uitat la soțul doamnei de două deputată PSD. Ei bine, rețeaua din jurul soțului este exact pe aceeași rețetă ca restul rețelelor mafiote despre care am tot discutat. Sau o luăm organizat. Socul doamnei Ștefănescu, Peța Eliza, este domnul Ștefănescu Anton Dan. Domnul apare pentru prima dată într-o nenorocire de firmă, Oltana Montaj S.A., cunoscută pentru contractele ei pe bani publici și corupție, că doar nu vă așteptați la ceva cinstine bunilor. Vorbim de PSD, unde din ultimii cinci președinți, patru sunt host dovediți, doi au făcut pușcărie, și unul a -o comandat, condamnat la o grămadă de ani de pușcărie pentru mărânțiși de mită de vreo 20 de milioane de euro. Firma asta, care avea 95 de angajați în 2010, a fost băgată în faliment și are datorii de aproape 3 milioane de lei. Firma factura echipamente și lucrări inexistente, care erau plătite, bineînțeles, de primarii PSD. Să cităm dintr-unul dintre dosare. În urma verificărilor nu au fost găsite o pompă de incendiu, două contoare de apă, un hidrofor, două ventilatoare, 50 de metri pătrați de pereți tip sandwich, 33 de metri pătrați de învelitoare, 10 metri șgheaburi din tablă, 6 metri burlane din tablă, 32 de metri de glafuri din tablă, 34 de metri pardoseli din ciment sclivisit, de asemenea, cu ocazia construcției podului peste pârâu în pârâu, constructorii au uitat să monteze 293 de metri cub de gabioane umplute cu piatră brută, iar în cazul unui drum nu a mai folosit 100 de metri cub de balast. Cum se face? Domnul Anton a fost asociat și cu consilierul local PNL, că doar la Craiova PSD, PNL și PRM au fost întotdeauna același lucru. De exemplu, fiul unei din șefii PNL fiind acum deputat PSD. Să trăiască domnul Badea. Și domnul de la PNL a dat și el niște mega pe bani publici, reușind după 8 ani să nu termine un drum finanțat foarte bine de la stat de 15 km. Ileana Măjină era pe vremea aia șefa la fonduri europene la Craiova. Este o coincidență că fiul doamnei Măjina, Valeria Andrei, era asociat cu doamna Ștefănescu Maria, care desigur nu este soție sau ruda domnului Ștefan Anton. Nu putea să stea omul degeaba, așa că și acum are o firmă cu contracte cu statul. Doar nu se putea altfel. Are și un partener în firma asta, Vasilan Marian, cu care a fost asociat în altă firmă, cu multe, multe zeci de milioane în contracte cu statul. Firmă care a trecut la FISU, ul soțul deputatei de Dolj. Împreună cu fiul asociat în două firme era și o doamnă, Nițu Andreea Cristina, care va deveni șeful la APIA, agenția de stat care distribuie miliarde de euro pe an unor șmecher conectați politic. Soțul doamnei, desigur, tot la APIA lucrează. Cea de-a doua firmă este acum deținută de același vasilan Marian, căși băieții ăștia nu sunt organizați pe stil mafiot. Ștefănescu Sorin este soțul deputatei. Firma sa, Soenerg, are contracte de peste 14 milioane cu stat. De curând, firma a fost transferată unei rude, Ștefănescu Magdalena Carmen. În firmă, asociată a fost și Remus Trandafier, un om cu un noroc absolut incredibil în slujbe la stat a lucrat printre altele la Ministerul Fondurilor Europene și la Consiliul Județean locuri celebre pentru banii distribuiți căpușelor politice. În acest moment, domnul Trandafir tot la un minister lucrează. Primește bani din 5 locuri de la stat plus de la Banca Mondială, care tot pe banii noștri funcționează. În total, în 2022 a făcut lunar peste 18.300 de lei pe lună, un salariu cu mult, mult peste salariul președintelui. Un alt asociat al soțului deputatei PSD Eliza Peța, în altă firmă, Sky Agro Holding, a fost domnul Dragu Paul Alin, consilier PNL, că doar v-am spus că PSD e PNL dintotdeauna la Craiova. Stați că nu e totul. Partener de afaceri tot în firma asta a fost și șeful PSD pe Dolj, Claudiu Manda, acum parlamentar european, soțul Olguței, primărița de la Craiova, cea care a angajat o primăară pe doamna Peța. Nu vă mirați prea tare că în Oltenia Olguței și a lui Mandă am avut contracandidați la primărie tatăl primar PSD și fiul din partea PNL. A câștigat fiul, probabil cu votul tatălui, cum se-și poartă. Soțul și socul doamnei Peț au fost asociați în 2013 cu niște nume foarte cunoscute pentru cinstea lor. Goice Adrian, care va deveni șef la Transelectrica. Da mă, Transelectrica, cea mai curată și nesifonată firmă controlată de PSD. A fost dat afară pentru cinste și a dat în judecată Transelectrica la schimbarea sa, cerând daune de doar 838.728.000 de, de lei. Alt asociat este Panciu Viorel, una din mâinile drepte ale mult mai celebrului Florian Walter. Un mega mafiot care și el a fugit de justiție pentru un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. A fost prins, adus în țară, dar nu a mai pucat pușcăria pe motiv de deces. Voina Mircea apare și el în lista asociațiilor celor doi șmecheri. Asocia la rândul lui cu consiliera președintelui Institutului Cultural Român. Chestia aia, senzațional de bine finanțată, și căpușată de rudele politicienilor. Tudor Maria este și apelistă. Femeia bubuie de firme cu contracte cu statul, cum e și firesc. Aici, trei dintre ele. Nu e tot. Remax este altă firmă deținută de soțul deputatei Peța cea care a primit contracte de peste 10 milioane de euro de la stat. Aici doar contractele din 2017 încoace, dar în 2014 firma a mai primit aproape 5 milioane de euro de la primăria doamnei Olguța. Ștefănescu Sorin mai are o firmă, Led Screen Media SRL, în care este asociat cu Berceanu Bogdan Marian și Cotoșman Maria. Firma lui Berceanu, Bogdan Marian, are desigur și a contacte cu statul, că doar nu o fi omul cel mai fraier din rețea asta. Cotoșman Marina este acum angajată la Casa de Asigurări de Sănătate Olt, unul din locurile cele mai îndrăgite de căpușarii noștri cu legături politice. Soțul este angajat la Curtea de Conturi, locul la care verifică pe hârtie căpușările. Soțul a fost condamnat pentru conducere sub influența alcoolului, dar e pesedist, fost mare comisar general la Garda de Mediu și șef al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Paul Stănescu, tartorele PSD despre care vom avea un episod foarte, foarte dur, apare în același dosar al DNA cu ghișcine. Ați ghicit, cu domnul Cotoșman, care acum, incredibil și nemafiot, este la curtea de conturi. Despre italienii din jurul lor cu afaceri în agricultură nu avem timp, dar e un subiect de atenție a procurorilor, al care nu au fost puși acolo de Stănescu. Vă toți spun că suntem într-un banc sinistru. Tot găsesc tineri de 18-19 ani, care a intrat în PSD sau PNL în anii de glorie când bubuiau corupția aia cea mai nenorocită și tineri care nu au făcut nimic, dar nimic altceva. Toți cu părinți prin politică sau care depind de politică, care primar, care șef de Consiliu Județean, șef de sindicat, om de afaceri cu statul, director la primărie sau deputat. Și mă întreb, ce au gândit ei, mă? Băi, eu vreau o carieră de om cinstit, de profesionist, de doctor, de valoare, de valoare. Mă fac firea sau olguți. Nu, tati. Leprele astea cu părinți căpușă, cred că banii statului sunt ai lor. Cred că corupția, nesimțirea, impostura și rețelele mafiote sunt calea spre succes. Și noi, da mă, noi, suntem cei care le confirmăm că au dreptate. Pentru că stăm pe burtă și acceptăm să fim încălcați în picioare de ei.